Fiecare copil aflat în plasament are dreptul să beneficieze din partea statului de o alocație lunară de plasament potrivit reglementărilor aplicabile în prezent. Regulile pentru stabilirea și achitarea acestei sume de bani au fost publicate recent în Monitorul Oficial. Astfel, conform noilor proceduri, beneficiarii au obligația să întocmească un nou dosar care să cuprindă documentele prevăzute de noile reglementări. Persoanele care la data de 8 septembrie 2015 se află în plată au obligația de a completa dosarul cu documentele justificative și de a-l depune la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu. Dosarul trebuie să cuprindă cerere tip, copie de pe certificatul de naștere sau buletin după caz, copie după actul de identitate al beneficiarului alocației, precum și copie de pe decizia directorului Direcției de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Giurgiu. Termenul limită pentru depunerea dosarului este de 60 de zile, adică 5 noiembrie 2015. În situația în care nu este îndeplinită această obligație, plata alocației de plasament se suspendă până la prezentarea documentelor. Reluarea plății alocației de plasament suspendate se face cu luna următoare depunerii documentelor, inclusiv pentru perioada de suspendare a dreptului.